Am să vă rog să ne explicați care sunt cele mai frecvente boli genetice care apar la noi în țară și în general. Există, mă rog, din păcate, foarte multe boli genetice. Există boli genetice cromozomiale și în ordinea frecvenței ar fi pe primul loc sindromul Down, cu o frecvență de aproximativ 1 la 600 de nou-născuți. Există de asemenea boli genetice monogenice determinate de defecte într-o singură genă și în populația caucaziană, că m-ați întrebat la noi în țară, facem parte din populația caucaziană. Cele mai frecvente boli genetice sunt fibroze monogenice determinate de defect într-o singură genă, sunt fibroza chistică, hemocromatoza, surditatea non-sindromică congenitală. Înțeleg că o parte sau poate chiar toate dintre aceste boli pot fi diagnosticate și prenatal. Da, pot fi diagnosticate prenatal foarte multe boli genetice. Pentru cele monogenice extrem de frecvente într-un grup populațional se poate face preconcepțional, adică înainte de obținerea unei sarcini, un screening al purtătorilor sănătoși, un screening al heterozigoților și se poate face și la noi acest lucru pentru fibroză chistică, pentru hemocromatoză și pentru surditate non-sindromică congenitală. Pentru alt fel de boli genetice, dacă dorim să facem diagnostic prenatal, asta însemnând că se recoltează fie biopsie de vilozități, fie lichid amniotic, fie sânge din cordon ombilical, trebuie să avem o consultație genetică înainte, să știm exact istoricul familiei respective, să știm dacă boala genetică respectivă a fost diagnosticată din punct de vedere molecular, adică dacă s-au făcut teste genetice care să demonstreze, să certifice boala genetică respectivă și atunci, sigur, dacă toate aceste condiții sunt îndeplinite, se poate realiza și diagnosticul prenatal. Nu Deci, există un test universal valabil pentru toate bolile genetice. înainte de a face anumite teste, mai întâi se face o consultație. Sigur că da. Ca să se aleagă testul Potrivit. indicat, potrivit în situația respectivă. Testele genetice se pot face și în cadrul MedLife, din câte am Sigur. înțeles de la dumneavoastră. Sigur. Da. Ce oferă clinica MedLife în acest sens? Clinica oferă într-un compartiment de genetică foarte bine pus la punct, consultații genetice. De asemenea, are un laborator de citogenetică propriu, unde se pot diagnostica anomalii cromozomiale, fie prenatal, fie postnatal. Și un laborator de biologie moleculară, unde de asemenea se pot diagnostica pre sau postnatal câteva boli genetice frecvente. Fibroză chistică, surditate non-sindromică congenitală, tulburări de coagulare codificate genetic. Ce pot face părinții în momentul în care află că există posibilitatea de a le transmite copiilor anumite boli? Cel mai important lucru, mă rog, ține de noi, de cei implicați în diagnosticul și managementul afecțiunilor genetice, să ne facem cunoscuți astfel încât un cuplu aflat într-o astfel de situație să știe că se poate adresa cuiva. Se poate adresa cuiva care să îi ofere un sfat genetic sau care să îl ajute să prevină apariția unei sarcini cu boli genetice. Există în România servicii de genetică medicală, în București, în Timișoara, în Iași, în Cluj. Există, nu întotdeauna sunt foarte bine cunoscute. Screeningul prenatal pentru bolile genetice poate fi făcut în cazul tuturor acestor boli?
Screeningul prenatal. Mă rog, de rutină se face screeningul prenatal pentru bolile determinate de anomalii cromozomiale și teste de screening prenatal sunt disponibile și în România. MedLife pune la dispoziția pacienților toate testele de screening care se pot face în lume în momentul de față. Screening de prim trimestru. Putem face dublu test și putem face dublu test printr-o metodă recunoscută pe plan internațional, recomandată de Fundația de Medicină Materno-Fetală din Londra. Putem face screening de trimestru 2, fie triplu test sau quadruplu test. Quadruplu test care are o specificitate mai mare decât triplu testul, 79%. De asemenea, putem face screening prenatal pentru identificarea heterozigoților sănătoși, purtători ai unei alele recesive pentru o boală recesivă frecventă în populația caucaziană. În ce condiții pot fi făcute aceste teste? Orice persoană le poate face sau există și anumite contraindicații? Contraindicații nu există. Screening-ul pentru anomaliile cromozomiale se face sau se aplică oricărei femei însărcinate oriunde lumea asta. Metodele de diagnostic prenatal sigur necesită însă recomandare medicală, adică necesită un motiv medical, pentru că metodele de diagnostic prenatal sunt invazive și presupun anumite riscuri, printre care și riscul de pierdere de sarcină. Dar testele de screening pot fi aplicate oricui și oricum se recomandă să fie aplicate oricărei femei însărcinate, indiferent de vârsta acesteia, pentru a selecta din grupul tuturor acestor graviduțe pe cele care au o sarcină cu risc crescut, cu un făt care poate fi afectat de anomalii cromozomiale.